datorită vouă am ajuns unde am ajuns și am fost ajutată de Speranța pentru România în fiecare lună și de câte ori am avut nevoie. Astăzi am ajuns la Eduard Crăciun, are doar 10 luni și din păcate suferă de paralizie cerebrală. Părinții au operat la asociația noastră Speranță pentru România pentru a putea fi ajutați, pentru că au fost în Italia, ceea ce a generat costuri foarte mari și foarte mult timp prin spitale cu Eduard, pe lângă terapiile pe care le face. Astăzi am ajuns acasă la ei, la Mărăcineni, lângă Buzău, și pentru că sunt astăzi aici, vreau să vă transmitem împreună cu Mihaela, mama lui Eduard, un mesaj de mulțumire pentru toți cei care până în momentul de față ați făcut o donație sau v-ați rugat pentru Eduard sau poate ați spus un gând bun acolo pentru el. Și pentru că Mihaela este lângă mine, aș vrea să o rog pe ea să vă transmită în calitate de mamă mesajul ei de mulțumire pentru toți donatorii lui Eduard. Puține cuvinte am pentru toți care ne-ați ajutat, toți care un leu dacă l-ați dat pentru el a contat foarte mult, o rugăciune dacă ați spus-o pentru el din nou a contat foarte mult, o distribuire pe care ați făcut-o din Speranță a contat foarte mult. Datorită vouă am ajuns unde am ajuns și am fost ajutată de Speranța pentru România în fiecare lună și de câte ori am avut nevoie pentru drumuri, pentru analize, pentru terapie. De câte ori am apelat la ei și le-am spus că am nevoie, de multe ori chiar mi-au dat și în avans. M-au ajutat și datorită și vouă, care ați fost lângă noi zi de zi. Vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut pentru copilașul meu și nu avem cuvinte. Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe toată familia voastră și cei dragi vouă. Și mulțumim! Cu alte cuvinte, toate fondurile care s-au strâns pe site-ul nostru pentru Eduard, în final, au ajuns la tine. Vă mulțumim, dragii noștri, Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia. Mulțumim de suflet!